devenit dragi prieteni. Vă rog să vă uitați ce muncesc eu, ce muncă fac eu, că fetele mele obosele. Mai le ajuși pe aici din când în când. Să nu zică că face numai ele, fetele lui tata, nepoatele lui mama. Așa să face treaba, să spăl cu alea paharele, că am beut suc, am beut limonadă. Pe căldurica asta nu mai e așa căldură mare, e cam răscoare, puțin așa. Să știți, dragi prieteni, că am tras pătura bine pe mine. Azi noapte am tras pătura pe mine. Hai de mine, ce frumos a fost. Foarte frumos. Și, dragi prieteni, dacă am vorbit astăzi ceva greșit din partea lui Max, nu știu, dar am vorbit foarte frumos. Am vorbit frumos, dar să nu se supără inima, dacă se supără ei, cum să zic, nu supăr și eu. Dar n-are de ce să supără, că n-am vorbit de rău, e bine. Să fie sănătos, să fie oio, să nu se supără pe bunicuța, că am vorbit acelea vorbe, cuvinte frumoase. Să zice să se împacă, să fie bine pentru ei, pentru familia lor. Și cred că n-am greșit nicio vorbă. Am vorbit foarte bine și foarte, foarte frumos. Da, din partea lor. Să nu se supără nimeni, nici ursul, dar nici mers. Mie îmi pare bine să se ducă lumina acasă, să o văd acasă, să mă duc în vizită la ea, să beau o cafea cu ea, să beau un par de sărece, să beau o limonadă cu ea. A fost o fată cu minte, dar tot cu minte. E tot cu minte, domnul Mes. Te rog să nu te suferi, domnul Mes. Vreau într-o zi să te întâlnesc la bar să bem cu cafea. Bună ziua, dragi prieteni. Facem mâncare că vine bebe acasă. Vine mamicuță, da? Domnișoara Denisa. Ce-a făcut Denisa? Denisa are pofte, îi fac niște clătite, olea. Dar nu-i fac multe așa, îi fac mai puțin și bun, două, trei plătite japoneze. Eu am lucrat la Japonia, am fost acolo, făceam la clătite, când era micuță de 7 ani. Uși-mă tu, ce făceai? Vezi că s-a ars clătita ca bine, da. Da, ți-o fată, să le fac mai mari, să mănânc una, să mă satur. Lasă-i așa. Ce că mi le faci așa, micu? N-ai grijă să nu sară. Ce să înțeleg eu din așa? Uite, fac o tocană turcească, grecească, să amestec să nu sardă, am băgat ardei iute, am băgat părădaiță ardei, am băgat ardei gras roșu, gras, ardei gras, cu pui, cu ceapă, cu toate mirodeniile din lume, dragi prieteni. Vă-mi vin la masă, dragii mei prieteni. Vă-mi vin la masă. O să facem aici ceva bunătate. Că vine Nora Brățărina pe drum și vine nepotul Tibi. Să mănânc o tocană bună, exact, gimera zi, fată, cum îi zice? Grecească. Tocană grecească să facem. Așa. Era bună să fac o mamăliguță, dar n-am fărină. Auză, Jinise, o mai subțire, mama, mai subțire ca așa. Nu faci așa. Așa. Nu, fate, și eu știu dacă ți-am spus că am fost bucătăreasă la Grecia. Dragi prieteni, să vă spun dreptatea, la această oră
că faci și o mășocană, că vine nora brățărina pe drum, nu mai așa departe să ajungă, în apropiere, și faci și o motocană bună, țărănească, și pentru nora mea Florica s-a îmbolnăvit, o doare coastele, spatele, de azi dimineață nu se simte bine. Și a pus să-i face fiesta ei, Olga, o ciorbă grecească. Eu fac numai tocana. Eu nu mă apuc cu ciorbele. Mă apuc cu coșa, cu fripturile. Și cu gogoșile așa. Da. Ca să le fac așa bune și îndulcite. O oală de 5 kg. Mai că eu ajunge? Eu ajunge? Nu știu dacă e. Facem ciorba asta, uite. Nu-i de mica cu ei. Uite așa se face o ciorbă. Acrișoara, așa. Mă, dar mi-ar plăcea și mie în fasole verde. Eu le pune și tu tineti, dă-te și tu în cameră și mănâncă, nu mânca din cameră. Vezi că e tineti și stăpune, tineti și stăpune. Da, dar e tineti cu zahăr aici. Așa să mănâncă. Păi de la ora 7 îți dai seama să stau în piciorul ăsta, în genunchiul ăsta care mă doare. Uite-l că mă doare. Pe unde plecați? Dar Denisa nu mâncă niciunul. Rafi, păi nu mai stai să nu mănânci una. Pleci? Să pun de ăsta maclavais pe ei, așa, să iasă bune, gustoase, să iasă aromate, aromă, cum fac eu. Pune mai mult bine, ce ai pune? Nu așa, nici mult așa să fiu. Nu mai pune! Hai de mine, tu să mănânci pe asta. Hai, mănâncă, hai. Hai, iau și mănâncă, iau. Hai, iau și mănâncă, hai. Hai. Ia. Acum punem bine aici, în care să fie arde, ca așa îi place un pic.
tine și a tine, de toate. Uite asta că... Unde l-o dăuiesc? Nu știu, unde e? Da, gata, am terminat clătitele. Mai avem câte, mai avem două. Au mâncat, mai am luat, am mâncat, am făcut un mic seal de mini pancakes. Deci facem clătitele. A venit mama, tata, facem așa mâncare și plătite, la mini plătite. Dicule, nu, absolut, dar pe lemn. Dicule, la pe lemn. Dicule, la pe lemn. Dicule, la pe lemn. Păi, istralo pun ro. Istralo pun ro. E ce Rafi, cu... Rafi? N-am mai pe bă, Rafi, mă! Mă, nu mai purta papucii ăia, bă! Ha? A venit Nora Brățărina, dar mâncarea nu e gata, până să face, până să fiarbă. A venit, uite, Nora Brățărina, uite, ne aduce de toate bagaje, ce ne aduce acolo? Ne aduce bagaje, ne aduce pâine, ne aduce ce ne trebuie. Brava, Nora, brava, să văd ce mi-ai adus și mie. Ce mi-ai adus acolo? Ia să văd. Ce mi-ai adus? Ce mi-ai adus? Golden blue din ăsta. Aolele, ce ne-a adus? Golden blue, golden blue. Să ne pui la tigaie să mâncăm. Veni să mâncăm, veni mâncarea ta preferată care îți place ție. Na, dă-o acolo, Brățărino. Dă-o acolo. Și ce mai mi-ai dus, nimica? Deci e roșii. Ziceam că mi-aduci o bucată de brânză de oaie. Păi, nu am mai vrut să-l fac. Pa! Da. Gata. Nu mai am mult. Am revenit, dragi prieteni, la canalul lui Bunicuța Zâna. Să vă spun ce am făcut astăzi și ce am pățit astăzi. Că am fost la piață cu nepotul meu Tibi. Domnișoarele mele erau culcate la această oră. Lasă că ea le cară, le bagă nuntru mai devreme. Acolo să fie acolo la perniță. Am văzut fasolea asta singură în piață. Nu prea e fasole așa să fie fasole, dar lui vai de poftă că aproape că nu mâncai fasole în vara asta. 10 lei kilogram. Nu e vorba de 10 lei, dar e cam tare, uitați-vă. E cam bătrânică, cum să spun, dar de poftă merge așa. Ofer și eu mai mult. N-am luat mult, că n-am mai am găsit mult, doar un kilogram. Am luat cartofi, am luat roșii, am luat păuștean, mărar nici atâta, că nu mai am găsit. Cam pe o frâșite cu verdețurile astea, dar nu știu de ce. Am cumpărat cartofi, am cumpărat de toate. Am cumpărat ardei gras capie. A, capie. Am cumpărat vinete să fac o saramură de pește. Aia o chemă de pește. O saramură de ardei, de vinete, ca să ducem și lui Tomi să o împlătăm. Uitați, dragi prieteni, ce am cumpărat. Ce ardei minunat! Capie din asta foarte, foarte frumoasă, foarte gustoasă, s-o mănânci de drag, de drag, uite-te, are o palmă. Oh, o palmă și ceva. Uite, am cumpărat niște roșii așa, frumoase, făinuță, să le dau afară, să le bag la frigider. Uitați-vă ce roșii,
Să uitați și ardei, iute, am dat cu ea și Doamne Dumnezeu. Am luat ardei, iute, că l-a fost mai bine. Fără așa nu mâncăm. Saramura asta. Nu facem. Am cumpărat castraveți. Uite, sunt frumoșei, sunt tinerei. Aproape de pus la borcan. Am luat și vinete să vă arăt ca să nu spuneți, dragi prieteni, că n-am făcut pe piața astăzi. Uitați-vă, ardei din opagras. Așa îi place lui Chibi. Ne-am luat, uite-te. O să facem aici ce trebuie. Am luat cartofi din așa. De-aia mi-ar uite-le cu alea în plasă. Am luat așa până. Mâncăm asta și mâine, pe duminică. Și nu mai avem piață. Am cumpărat de la mine. Acum așteptăm să ne ia butelie. Da. Butelie. Și să fac o mâncare bună, minunată. Bună, bună, fac. Ar fi ăsta să-l coc la cuptor, așa. La cuptor îl coc. Nu mă să se mai pune. Știți acolo să-l puneți pe masă, dar sunt cuptorul ăla, nu știu de ce. Acolo trebuie să ne ținem noi de toate ce avem. Așa pentru bucătărie. Să mai băgați în perniță. Dragi prieteni, revenim mai târziu când o să duce să ia butelie și revenim cu mâncarea. Să vedem cum o pregătim. Până vine ei că sunt, toată lumea e la piață astăzi. Nu știu ce vor să mai ia. Pâine. Să ne ia ceva, un patep din ăla să mâncăm de dimineață, că așa e bine de dimineață, că mai luăm câte o pastilă. Și, dragi prieteni, vă rog să nu mai o supărați pe bunicuța Zâna. Și vă pup foarte frumos și vă iubim foarte frumos. Dar nu mai mă supărați pe comentarii așa care nu prea plăce pe bunicuța Zâna. Că eu vorbesc foarte sincer și foarte frumos cu dumneavoastră și vă pup pe toți. Și vă zic astăzi o zi bună, călduroasă și frumoasă și fericită la toți. Bună ziua, dragi prieteni. Îmi cer scuze că mă sculai mai târziu, că am fost obosit de gheră, că am băut și o gură de bere și mi-a fost foarte rău, foarte rău. Nu mă credeți, dragi prieteni? Și... acum am revenit cu fasolea cea de ieri, care am cumpărat, am zis să o gătesc de ieri și n-am gătit-o, că am făcut un grătăiat. El am chemat și noi pe Tomiță, ne-am chemat și noi pe Culuțu. Că știți care e vorba, că el nu gătește până după 6 săptămâni. Mâncarăm și noi acolo, beurăm câte un pahar de suc, câte un pahar de bere. Ei, ce-am putut, că toți oameni. Și acum să-mi pregătesc fasolea verde după gustul meu, cum îmi place mie. Le zisem la toate să nu puneți mâna pe oala mea, că ea sunt scandal mare. Să mă lăsați să o gătesc cum și eu, cum îmi place mie. Și așa, bag o bucată de carne, de porc, în aceste mâncare, bag o jumătate de pui, de găină, și să-mi fac o țâră cu fasole, scăzât, așa îmi place. Să mănânc două, trei linguri și să mă simt bine, ca la mine acasă. Asta e mâncarea mea preferată. Ca aproape să vă zic dreptatea că a trecut toată vara, mai avem puțin și trece toată vara. Vine toamnă. Și n-am mâncat fasole
singură dată. Am fost ieri la patroana, că să spun pe drept așa, ziceam că nu găsesc acasă, că mai am căutat-o de două, trei ori și n-am găsit-o. Adică pleacă femeia unde treburile lor, unde mai sunt supărați de leu, mai se duc la pachet, mai au oamenii treburile lor. Și așa am fost la ea, am băut un pahar de suc rece, am dus un pahar de suc la pentru copii. Ăia e mici, mai am stat de vorbă cu ei. Acum să mă întâlnesc la o cafea bună cu ei. Acum să fac o țără mâncare bună, să mănânc. Da, ție, da, mai încolo să mănânci când ai mânca eu. Veniți repede la nasul meu. Mărtănielul ăsta, îmi fac mâncare gata la mâna mea. Lasă că mănânci tu când ai mânca eu. Îți dau ceva bun să nu te gândești. Să mănânci și tu. Să sculară copiii mei și să le fac o tocană așa ca lumea frumoasă. Bună, delicioasă. Bag o țelă ceapă mai multă, cum știu eu. La fetele mele ăștia nu prea. Îi place să pun ceapă multă la mâncare, nici la salată. Că nu ceapă, nu glumă. Da, bă, că mi-e place. Asta e vitamină, e vitamină. Ce știi și tu, Denisă? Oamenii la orice masă mănâncă ceapă. Dar să vezi tu ce mâncare face. Dar dacă îți place, mănânci, dacă nu-ți place, du-te și mănâncă la grill. La grill. Ia am cumpărat fasolea asta, să fac mâncare, cum îmi place mie. Să mă întâlnesc într-o zi cu patroana să bea o cafea bună cu ea. Așa ne-am înțeles de ieri. Să ne întâlnim mai pe seară sau mâine, când avea ea timp. Eu mai am timp, dar ea nu prea mai are timp. Am fost la Leonardo, vai de mine cât e glume, cât am râs de el, eu nu mai puteam. Eu nu mai puteam. Faci o prăjeală așa minunată, brățărină. Dar iară, nu mai avem vom ardei grază în frigidere. Îmi place mai mult ardei, așa, știi. Toate care au mâine. Nu mai e deloc. Ia mai duc în casă. Lasă-i, cu drăgina am unde mă duc acum fără asta acolo la rugine, hai iau de aici. Mai pui, îți mai trebuie de la cultură. Nu, îți mai trebuie sau nu? Nu mai trebuie, și să mai fac cu ea. Roșiile și astea să mai poate, că... Curăț niște cartofi acum. Ca să bag așa țăr acolo, să se... Ia să-l tocan acum. Acolo am pus-o
să fiarbă de o parte, că nu știu, a fi de aia de atare, nu știu cum am emerit-o, că aia am găsit în piață, aia am luat. Nu prea mai e fasole, nu prea mai e și mai trebuie. Așa bag de aia două, trei, de aia două, trei. Să fac o mâncare mai bună. Cojurile ăștia le dau la pui, la păsări. Și tonul le arunc. Te dau să mai mănâncă pui, vitamine. Dar nu prea-mi place de ei, nu știu de ce nu pun carne pe ei. Că numai mâncare le cumpăr, de-a bună. Tratamentele am luat destul. Uruială destul. Să vezi că nu mai le dau nimic de acum, nici de mâncare. Că mă supără. Unul nu se face de 3-4 kg. Să-l tai, să-l pun pe fasole cu ea. Adăugăm fasole aici. Am fiert tot țira la o parte aici. E cam fasole, e cam tare și am băgat-o aici la toată combinația. Asta se fac acum. Mai ferme și aceea cu carnea să ia alt gust de mâncare acum. Acum un bag cu eu acum să se mai facă mâncarea asta. Mai fierbe fasolea. Mai bag o țără apă. Așa, cam atâta. Am băgat o ardeiuche. Vreau să bag și ardeiul ăsta, dar e foarte iuche. Am băgat o țără vegetă. Apoi ce vreau să bag? Două frunze, da. Am două pui. Să mai fiarbă, apoi să adouă pui, apoi să adouă mai multe trebuie. Da. Îmi pun ceașele așa la spălat, care servirăm cafeaua, să mai dați cu prea de muște. Aproape e gata. Să fac verdețul, să pun că aproape e gata mâncarea. O mâncare minunată. A ieșit perfect, perfect. Mănânc două, trei farfurii. Auzi, Jenisa? Două, trei farfurii mănânc. Ia să vedem cum e. Mamă, Doamne! Adică să gustă să mă laudă altul, nu tot eu pe mine. Așa am avut posta asta toată vara, dar n-am găsit fasole. Și tot n-am găsit o calună. Să se mai facă cartofi. Nu știu dacă o fi cartofi făcuți. Uitați, dragi prieteni, să vă abonați la bunicuța Zena. Îi dați mai cât de mai mult like-uri. Mai multe like-uri. Și activați clopoțelul mai mult. Tocai numai lăușean, că așa îmi place. Nu mai găsesc mărar de o lună de zile în piață. Nu știu unde să fac comandă să mă duc să-l aduc. Să fac comandă la Craiova, să fac comandă la București,
să-l aduce curierul, două chiche de marat, să bag și eu la mâncare, că trec cu vara. Uite, nu m-a luptat. Adică să spun pe-a dreaptă, că îmi place și pătrunjurul, dar nu îmi place ca lui Ștean să mă arată. Uite așa, da? Uite așa, mi-mi place verdeața mai multe, dar n-am, e ajuns. Până aici am mai fost finală tot. Asta pun folia. Asta lasă-l mai așa ca să prinde miros de lăușean mâncarea. Să o mâncăm mai mult de dragul mirosului. Dragul mirosului. Bălțărină, să vii să faci meseria, să pui în farfurică, îmi place să gătesc, dar... Ca să mănâncă, ia vadiu ăsta, iute eu înăuntru. Dar zici că e ciorbă, nu-i tot. Că baba l-a făcut așa mai scăzit, cum să zic eu. Fasolea cu pui, cu detache, cu ardei iute, cu ardei gras, cu roșii, cu brânză, cu măcas. Vă săturați, vă dați câte o jumătate de oră la răcoare și asta e toată finala. A, bătă nu e. Cheamă-l și pe el să mănâncă. Gata, revenim mai târziu, dragi prieteni. Pa! Pa! Și zic poftă bună la fetele mele.